Cuvântul împotriva voastră. Bucurați-vă în plata voastră. Multă este să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, fericită este calea în care merge astăzi suflete, că s-a pregătit ție loc de odihnă. Către tine, Doamne, voi striga. Înțelepciune. Din epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că decredem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Și aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venire mirea Domnului. Nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer. Și cei morți într-o Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție, bine, cititorule. Și Duhului tău fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, Doamne. Locuiva în curțile tale și se va
umple de bunătățile casei tale. Aleluia, aleluia, aleluia. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul către iudeii care veniseră la el. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat ce Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud de judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea de negrăit ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea Ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției Tale. Dar El, călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care era învrednicit, pentru care o tată să nu fie fără de moarte, din
iubire de oameni ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și acestei negrăite legături a ta prin vrerea ta cea dumnezeiască să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă într-o cele din care a fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părintelui Celui fără de început și Preasfântului și de o ființă și de viață Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pieire, ci trupul să se desfacă în cele dintr-o care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea Ta de oameni ce ne-a semănat. Și de-a căzut robul Tău acesta sub blestemul Tatălui Său sau al Maicii Sale sau sub blestemul Său, de a mărâ pe un preot și a luat de la el legătură nedezlegată, de a căzut în grea furisenie de la arhiereu și de nepăsare sau din lenevie, nu a dobândit iertare. Iartă-l pe acesta prin noi păcătoși și nevrednici și tăi slujitori. Dumnezeu să-l iert. Și trupul îl dezleagă în cele prin care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl rânduiește în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostole această putere ca să dea iertare de păcate, zicând, oricât te veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate. Și prin trânsi și nouă nevrednicilor din iubire de oameni, ne-ai dorit această putere. Dezleagă pe adormitul robul Tău, Gheorghiță Iulian, Dumnezeu să-l ierte. De păcatul sufletesc și trupesc și să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciunile prea curate și pururea a Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de ei pe pământ s-au legat,
și tot așa să fie deslegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednicitei robi să fim moștenitori a aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți prea bunul împărate, prin noi smeriții și nevrednicii tăi slujitori, iartă robului tău adormit, Gheorghiță Iulian, orice a greșit ca om în această viață. Dumnezeu să-l ierte. Și iartă lui toate câte a păcătuit, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva a suferit o alecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, Doamne, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au bine plăcut ție, iar trupul să se dea firii celei zidite de tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat sfinților săi ucenici și apostoli Dumnezeu și de porunci, ca să lege și să dezlege pe păcate celor căzuți. Și de la ei, asemenea, și noi am primit putere să facem aceasta. Să te ierte pe tine, Fiule Duhovnicios, Gheorghiță Iulian, de tot ce ai greșit în viață ca om, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, Gheorghiță Iulian Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce
ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Preacucernici părinți, împreună slujitori, mult îndurerată familie, între sata adunare, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Suntem acum la sfârșit de primăvară, când am văzut cu toții frumusețea și multitudinea florilor înflorite și care ne-au încântat privirea și mirosul în același timp și pe care Dumnezeu le-a împodobit cu atâta frumusețe și măiestrie, cum nu poate omul să o facă niciodată. Însă, cel care a împodobit florile acestea trecătoare și materiale, el a împodobit cu mult mai mult florile cele mai frumoase din creația sa, care sunt cununa creației lui și anume omul, oamenii. Omul este cununa întregii creații. Și iată că acest om a fost creat, cum spune psalmistul David, cu puțin a fost împodobit, cu puțin față de îngeri, cu puțin mai jos față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-a încununat Dumnezeu pe om. Și dacă Dumnezeu a făcut această minunată lucrare, trebuie să înțelegem, pentru că din punct de vedere al logicii pământești, al logicii omenești, greu ne este să înțelegem, greu ne este să acceptăm un astfel de moment și o astfel de despărțire. Însă dacă gândim lucrurile mai profund și mai duhovnicește și dacă ne gândim la faptul că Dumnezeu este grădinarul care a împodobit florile lui cele duhovnicești cu atâta măiestrie și gingășie și anume pe oameni, iată, atunci putem să acceptăm mai cu ușurință această decizie și această judecată necuprinsă de mintea noastră a lui Dumnezeu, așa cum spune prorocul Isaia, că judecățile mele nu sunt ca când vorbește despre Dumnezeu, despre judecățile lui Dumnezeu și spune că judecățile mele nu sunt ca judecățile voastre, nici gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre. De aceea, în înțelepciunea, în gândirea lui Dumnezeu, în hotărârea și planul lui Dumnezeu, nu putem noi, oamenii cu minte limitată, cu gândire limitată, cu minte mărginită, să pătrundem. Dar cât ne stă în putință, cât ne îngăduie Dumnezeu să facem lucrul acesta, trebuie să căutăm, să înțelegem această judecată și hotărâre a lui Dumnezeu, care a hotărât, așa cum hotărăște grădinarul, cu toate că vede acest covor multicolor de flori frumoase, cum am spus, la sfârșit de primăvară, și sunt frumos acolo sădite și răsădite în grădină, dar grădinarul hotărăște să mai ia câte una și în casa lui, să o pună la loc de cinste, să o pună în valoare și să
se bucure de prezența ei acolo. Așa a hotărât Dumnezeu în urmă cu două zile, când o veste tulburătoare și zguduitoare a zguduit județul Botoșani, a zguduit Moldova întreagă și chiar țara întreagă, de plecarea unui tânăr care, așa cum am spus, era înflorit sau floarea căruia s-a deschis la maxim. Și a hotărât Dumnezeu să o ia la sine, acolo, să o pună în loc de cinste. Cu toate că și aici a fost încărcată cu multe daruri, cu multe miresme, cu multe frumuseți și cu multă gingășie, pentru că din calitățile care știm că le-a avut Gheorghiță Iulian, ne putem da seama că n-a fost un om care să fie, a fost un om foarte sensibil, un om gingaș, un tânăr talentat, cu multe daruri, înzestrat cu multe daruri de la Dumnezeu. Dar nu putem decât să spunem, fie voia ta. Da. Ne este greu să înțelegem, cum am spus mai devreme, din punct de vedere al logicii omenești. Dar din punct de vedere al credinței noastre, în care, așa cum am spus la începutul cuvântului meu, am citit din Evanghelia de la Ioan, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Chiar dacă murim, fraților, moartea nu este altceva decât o trecere. Nu trecere în neființă, trecere de la cele pline de întristare, de la cele pline de zbucium și alergare, la cele pline de lumină, de pace, de bucurie, de fericire și de viață fără de sfârșit. Suntem acum în perioada cea mai frumoasă a anului bisericesc, în perioada pascală, de la Paști la Înălțare, spun Sfinții Părinți că această perioadă este o zi întreagă de Paști, o zi singură de Paști. Ei, pentru Gheorghiță Iulian, astăzi este Paște. Pentru că cuvântul Paști în limba ebraică înseamnă trecere. Trecere. Aceasta sărbătoreau evreii când sărbătoreau Paștele iudaic. Trecerea lor prin Marea Roșie și ieșirea lor din robie la libertate, iar noi creștinii sărbătorim trecerea de pe pământ la cer și din moarte
la viață, cum cântăm în această perioadă frumoasă, ne îndeamnă biserica prin cântările ei, spunând că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi. Așa că dacă credem în înviere, dacă mărturisim în înviere și așa cum ați dat această mărturie și ați răspuns la această prea importantă parolă pe care o avem noi creștinii, adevărat înviat. Așa, dacă credem în această cu tărie, în această mărturisire, atunci trebuie să ne încredințăm că, într-adevăr, acesta este Paștele lui Gheorghiță Iulian. Astăzi este trecerea, pentru că moartea este doar un accident sau un incident. Cum spune o rugăciune, una dintre cele trei rugăciuni de dezlegare pe care le-au rostit puțin mai devreme părinții, frații, preoți, spune așa: pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni ai hotărât această legătură. Și această decizie ca să sufletul să se despartă de trup, sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Așadar, iată, aceasta este taina morții. Este o taină pe care, sigur, greu o acceptăm, dar trebuie să ne obișnuim cu ea, căci încă din clipa când ne naștem, ne îndreptăm spre ea. Și unii ne întâlnim cu ea mai devreme, ca și în cazul de față, alții ne întâlnim mai târziu și gândim, dar cel credincios, cel care crede cu adevărat în nemurire și în viața veșnică, nu are de ce să gândească așa și nu trebuie să gândească așa. Sfântul Apostol Pavel însuși spune că dorim să ieșim din trup și să ne petrecem la Domnul. Iată cum aseamănă, iată cum înțelege și cum descrie acest minunat apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, moartea, plecarea din această lume, petrecere la Domnul. Așa că aceasta este taina morții cu care, sigur, fiecare dintre noi ne întâlnim și fiecare din noi vom gusta din ea negreșit, și pentru aceasta trebuie să fim cu băgare de seamă, că atunci când nu ne așteptăm, atunci când nu ne gândim, Mântuitorul ne spune în Evanghelie și ne îndeamnă foarte clar și foarte apăsat: privegheați
și vă rugați, că nu știți ziua și ceasul când vine stăpânul casei. Dacă ar ști când vine furul ca să spargă casa, dacă ar ști stăpânul casei când vine furul ca să-i spargă casa, atunci ar privegea și n-ar lăsa să-i se spargă. Dar în clipa în care nu gândește, se vine furul. Așa este și ceasul morții. În clipa când nu ne așteptăm, în clipa când avem atâtea planuri, atâtea proiecte, atâtea hotărâri de a mai înfăptui lucruri mărețe, atunci vine secera morții și ne ia. Și ne duce să răspundem pentru faptele pe care le-am săvârșit. De aceea să fim cu băgare de seamă, pentru că să știți dumneavoastră, eu personal nu l-am cunoscut pe Gheorghiță Iulian, nu l-am cunoscut pe el, dar am cunoscut părinții. Și tot Mântuitorul ne spune foarte frumos că așa după roade se cunoaște pomul, tot așa și omul se cunoaște după fapte. Nu l-am cunoscut pe el, dar am cunoscut părinții minunați pe care îi are și care au făcut fapte minunate pentru județul nostru, pentru biserică, pentru întreaga societate. Și faptul că suntem adunați aici într-un număr atât de mare, nu cred că am venit astăzi, că n-am avut ce face altceva, altundeva. Am venit tocmai, în primul rând, să ne luăm rămas bun de la Gheorghiță Iulian, în al doilea rând, să ne rugăm stăruitor, pentru că ca om a avut și el greșeli. Nu există om, spune Sfânta Scriptură, nu există om care să nu fie fără de păcat viața lui, chiar de ar fi o singură zi pe pământ. O singură zi de am trăit pe acest pământ și în această zi păcătuim. Dar rămite un om care a trecut prin începutul vieții și a intrat în prima parte a vieții, în prima etapă, nu putem spune că n-a greșit ca om. Dar Dumnezeu care este milostiv, care este iertător, care este de oameni iubitor, nu va trece cu vederea rugăciunile noastre. Nu va trece nici durerea cea mare care, sigur, ne-a cuprins și ne inundă inimile tuturora. Dar asta este hotărârea Lui și noi nu putem decât să spunem, așa cum am spus și mai devreme, fie voia Ta, Doamne, facă-se voia Ta, cum spunem și în rugăciunea domnească, precum în cer și pe pământ. Nu poate nici în cer nimeni altcineva să ia hotărâri, să treacă peste deciziile lui Dumnezeu, cu atât mai mult aici pe pământ, unde noi oamenii venim cu acest mare dar și această mare binecuvântarea vieții pe care ne-a dat-o Dumnezeu și tot acolo ne întoarcem să răspundem pentru cele ce facem aici și apoi să primim răsplata cuvenită pentru cele bune sau pentru cele rele care le-am lucrat în viață. Aș vrea să închei cu un îndemn în același timp, pentru că acest moment de despărțire, cum am spus, pentru faptul că nu l-am cunoscut
Nu pot spune prea multe, dar din cele auzite, din cele citite în aceste zile, știți cum, așa cum spune tot în Scriptură, taci tu să vorbească faptele tale, multe fapte bune s-au descris și prin grai și prin viu grai, dar și pe toate, prin toate mijloacele de socializare s-a transmis multe mesaje frumoase și extraordinar de frumoase despre persoana lui Gheorghiță Iulian, despre ce a fost și ce a însemnat până în acest moment Gheorghiță, acest tânăr Gheorghiță Iulian. Și dacă așa ne îndeamnă Scriptura, taci tu să vorbească faptele tale, atunci lăsăm faptele lui să vorbească. Însă aș vrea să închei cu un cuvânt al unui Sfânt Părinte, care spunea așa: omul care moare atunci când moare, acela moare pentru totdeauna. Dar cel care nu moare atunci când moare, acela nu moare niciodată. Cred că Gheorghiță cu tărie afirm lucrul acesta și mi-asum acest cuvânt. Cred că Gheorghiță Iulian n-a murit, ci a trecut. A plecat pe acest drum al veșniciei și n-a murit pentru că va rămâne mereu veșnic în amintirea noastră și vă îndemn din toată inima, în mod special, să-l purtați în rugăciune. Nu doar în amintire, gândurile sunt gânduri, dar rugăciunile sunt acelea care ajută enorm de mult sufletul plecat de aici, în cealaltă lume. Și de aceea să ne rugăm și astăzi și oricând ne amintim de El, să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să ierte păcatele care le-a săvârșit ca om în această viață și să-i așeze sufletul cu sfinții în împărăția lui cea cerească, acolo unde nu mai este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Amin. Dumnezeu să-l ierte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, aș dori să vă spun că sunt mai mulți părinți care ar fi vrut să spună un cuvânt astăzi. Și ne-am dorit tare mult ca în momentul de acum să nu se mai sfârșească, ca Iulian să rămână cât mai mult lângă noi. Dar suntem oameni sub timp și din păcate a sosit și ceasul acela pe care nu l-am fi dorit și la care poate nu ne-am gândit niciodată. De aceea am hotărât să rămână doar trei cuvinte. Mulțumim
Părintului Stareț. Și dacă Dostoievski spunea că lumea se va mântui doar prin frumos, înțelegem de ce tinerii care sunt frumoși sunt atât de iubiți, sunt atât de apreciați. Și atunci când se întâmplă astfel de nenorociri, o durere imensă se revarsă peste sufletele noastre. Acum aș dori să adaug un al treilea cuvânt. Cel care l-a scris mi-a mărturisit că nu poate să-l citească în fața dumneavoastră, deși cuvintele le-a scos din inima sa. Și cumva îl înțeleg pe domnul Marcel Dupu, pentru că și pentru dânsul, cu gădința domnului director, domnului profesor și cu gădința dumneavoastră, cerul s-a îmbogățit cu un suflet minunat. Înzestrat cu înțelepciune, cu bunătate și talent, cu o educație aleasă. Iulian Cojocaru a încântat cu harul său foarte multă lume iubitoare de frumos. Mare a fost dorința pentru înțelegerea tainelor instrumentelor muzicale. Așa se face că la vârsta de 5 ani, părinții lui l-au dus la Clubul Copiilor Dorohoi pentru o verificare a aptitudinilor muzicale, unde imensă le-a fost bucuria să afle care posibilități native excepționale pentru domeniul muzical și poate fi capabil de performanță. A parcurs cu ușurință temele pentru pian, pentru canto, fluier, clarinet și saxofon. Orchestra Mugurelul a fost pentru Iulian Cojocarul o a doua familie, unde s-a bucurat de succes de plin. Numeroase turnee, premii și trofei obținute la concursuri naționale și internaționale de profil. Participări la emisiuni de radio și televiziune, cât și titlul de Mugur de Tezaur, obținut la concursul realizat de regretata Mărioara Murărescu și televiziunea română în cadrul emisiunilor Tezaurul Folcloric. De asemenea, printr-o colaborare cu artiști consacrați, ca membri ai grupului Dorința, a cunoscut succesul pe marele scene ale țării, unde talentul, atitudinea și comportamentul ireproșabil nu pot să treacă neobservat. A fost elev al Școlii Gimnaziale Spiru Hared Dorohoi,
Și cred că în a doua parte a gimnaziului, a școlii Mihail Cogălnicianu, a absolvit cursuri liceale la Colegiul Național Grigorica Dorohoi și licențiat în studii economice ca absolvent al Facultății de Economie și Administrare Afacerilor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. După o nuntă ca în povești, cu minunata și frumoasa Ilona, s-a născut din dragostea lor Tudorel, voțul de aur al familiei. Fiind un pianist și un saxofonist de excepție, prin stilul său carismatic și plin de respect, cuviință și bunătate, a determinat simpatia, dragostea și prețuirea celor din jur. Acum, nimic nu mai poate mângâia sufletele celor dragi sau de celor care l-au cunoscut pe acest om minunat, fiu, soț, părinte, frate, prieten adevărat și un monument de bunătate, iubire de oameni și de un talent de desăvârșit. Drum limpi între stele, prieten drag. Și să fii călăuzit de îngeri către împărăția bunului Dumnezeu, unde să te odihnești de-a dreapta sa, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Aș mai adăuga o calitate absolută a lui Iulian, faptul că a fost un copil și un tânăr foarte muncitor, foarte muncitor. Toate realizările sale, toate împlinirile sale, toate proiectele sale cu care a adus atâta bucurie, a fost doar rodul muncii sale, fără de care succesul adevărat nu există. Am putea spune că astăzi s-a stins un luceafăr de pe cerul vieții noastre. El s-a stins de pe cerul vieții noastre, dar nu dispare, pentru că el se naște într-un alt cer. Se naște pe cerul inimii noastre, pe cerul rugăciunilor noastre, pe cerul dragostei noastre. Și dacă ne gândim că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, poate că acum este momentul în care, ridicându-ne privirea către cer, către cel care se află în cer, să putem spune ca El, cel care trimite ploaie pe pământ, ploaie care aduce atâta viață și atâta frumusețe, se reverse peste toți cei care l-au cunoscut, toți cei care l-au prețuit, toți cei care l-au iubit, peste părinții săi dragi și scumpi,
să reverse multă liniște, multă pace și multă putere, pentru că vor avea nevoie. Să reverse peste sufletul soției dragi, doamna Ilona, și mai ales asupra lui Tudor Ioan, dragostea cea curată și frumoasă, dragostea cea desăvârșită și mai ales dorința cea scumpă, ca odată trecând timpul vieții, dacă la altar atunci Iulian a așteptat-o pe Ilona, tot așa s-o aștepte și acolo sus. Să vină și ceasul acela în care, întinzând mâna, să o ia în brațele sale. Și pentru noi, cei care suntem aici de față, să rugăm ca Dumnezeu să reveste și peste noi. Avem și noi atât de multă nevoie de credință, de nădejde și mai ales de dragoste. Mai ales de dragoste. Dumnezeu să odihnească în pace cu sfinții săi, cu sfinții îngeri și mai ales lângă Maica Domnului. Sufletul robului său Iulian Gheorghiță Cojucaru se facă odihnă și de acolo cu dragostea sa să mângâie sufletele celor dragi, iar noi, purtându-l în rugăciunile noastre, să ne întâlnim doar în iubirea lui Dumnezeu, care ne înveșnicește pe toți. Amin. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Mai urmează, vor mai fi încă două momente cel mai greu, se numește ultima sărutare, pentru care o să rugăm pe cei apropiați, familia, să o săvârșească. Avem nevoie să facem și acest lucru, pentru că el se meargă liniștit acolo unde a fost chemat de bunul Dumnezeu. Și în acest timp o să citim rugăciunea de binecuvântare a jertfei, a milosteniei care se va da pentru sufletul său. Pentru că noi știm că dragostea pe care o dorim celor din jur, având și o formă concretă, cumva să ne aducă aminte cu drag de robul lui Dumnezeu, Iulian. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Să citim rugăciunea de binecuvântare a hainelor, a darurilor pe care le-ați pregătit. Și după aceea o să cântăm cântarea de despărțire și o să dăm ultima sărutare. Rugăciunea de binecuvântare. Miluiește
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, Gheorghiță Iulian, pentru tot neamului ce l-a dorit și pentru ca să-i se ierte toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu în părăția cerurilor și iertarea păcatelor lui. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Gheorghiță Iulian, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Domnul Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce stăpânești peste cei morți și peste cei vii, care dai hrană celor flămânzi și îmbrăcăminte celor goi, binecuvintează hainele acestea, ca să le poarte cei ce le vor îmbrăca, iar pe adormitul robul Tău, Gheorghiță Iulian, îmbracă în veșmântul nestricăciunii și în haină înfrumusețată cu lumină și-l așează locașul Tău ca să se bucure în veci într-o desfătare a bunătăților Tale și într-o odihnă. Binecuvintează, Doamne, și celelalte lucruri, câte se vor mai împărți pentru adormitul robul Tău, Gheorghiță Iulian, ca să fie lui de pomenire și spre iertarea păcatelor. Dăruiește, Doamne, sănătate celor ce vor purta aceste daruri de haine spre pomenirea numelui adormitului. Dăruiește și adormitului răspuns bun la înfricoșătoarea judecata Ta. Ușurează-l, Doamne, de păcatele ce a făcut cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, că numai Tu singur ești fără de păcat. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Lord,
Jesus.